aici. Bun. Astăzi Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură un proiect de lege de modificare a Codului Educației, proiect care prevede posibilitatea de a avea a treia sesiune anuală a examenului de bacalaureat. A fost o propunere pe care am făcut-o, ținând cont de faptul că mulți, după ce nu pot susține cele două sesiuni regulamentare, pleacă din țară și nu mai revin peste un an ca să mai încerce odată să dea acest examen de bacalaureat. Parlamentul a adoptat acest proiect de lege în lectura a doua. După consultări cu guvernul, el sună în felul următor. În decursul unui an sunt organizate trei sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Pentru participarea la a treia sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă de examen în mărime stabilită de către guvern. Deci va fi o taxă stabilită de guvern. Noi nu am putut indica în lege care este această taxă, deoarece în fiecare an taxa poate varia în funcție de numărul celor care vor solicita examenul de bacalaureat pentru a treia sesiune. Totodată, în discuții cu guvernul, am convenit asupra faptului că această taxă să fie una posibil de achitat. Dacă taxa s-ar putea să fie mai mare decât ar putea un student să o achite, atunci guvernul va examina și posibilitatea subvenționării acestei taxe. Sunt costuri fixe legate de un examen de bacalaureat, dar și sunt costuri care depind de numărul celor care aplică pentru această sesiune suplimentară. De asemenea, nu am stabilit termenul exact, dar în discuții cu guvernul am dorit ca ea să fie făcută fie în luna august, fie poate la începutul lunii septembrie, ca cei, spre exemplu, care doresc să meargă la studii în România să reușească să nu piardă un an academic. Am lăsat totuși la discreția guvernului și a Ministerului Educației ca ei să decidă aceste chestiuni tehnice ce țin de data acestei sesiuni suplimentare, cât și costul pentru această sesiune. Dar aproximativ cam cât ați această... Bine, dacă așa o simulare ar fi în felul următor. Dacă, spre exemplu, ar fi vreo 2000 de elevi, noi în fiecare an avem în jur de, dacă îmi amintesc acum, în jur de 5.000 sau chiar vreo 7.000 de elevi care nu pot da examenul în sesiunile ordinare. Dacă ar fi, să zicem, 2.000 care s-ar înscrie pentru această sesiune, cred că costul ar fi probabil în jur de 500 de lei, estimativ. Acum, dacă numărul ar fi mai mic, taxa ar crește. De aia și spuneam că în discuții cu primul ministru am convenit asupra faptului că după ce sunt înregistrați elevii pentru această sesiune, guvernul va examina și posibilitatea unei subvenții pentru această taxă. Eu cred că dacă ea va fi până la 1000 de lei, pentru un elev care nu a reușit în cele două sesiuni ordinare să dea examenul, pentru el e mult mai convenabil să achite această taxă decât să aștepte un an de zile și să piardă acest an. Și înseamnă că de anul viitor deja vom avea, adică guvernul trebuie să reușească să facă acest lucru. Evident, pentru că al doilea articol al acestui proiect de lege spune în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare acestei legi, guvernul va elabora toate actele normative ca acest examen să poată fi susținut. Prin urmare, începând cu anul 2019, această a treia sesiune suplimentară pentru BAC va fi posibilă.